Deci uitați-vă cât iron este pe partea cealaltă. Wow, pe bune. Oh my god, cât de mult urăsc jocul ăsta, nu mai vreau. Dar efectiv mai încerc o singură dată să fac rost de chestii, dacă nu, cred că termin seria și aia. Astăzi sunt în continuare blocat pe această lume de survival unde nu pot ieși din cerc. Voi încerca să progresez cât mai mult, doar că am nevoie de ajutorul tău, tu care te uiți chiar acum la clipul ăsta. Am nevoie neapărat să lași un like, pentru că la fiecare 500 de like-uri, în următorul episod, cercul se va extinde puțin câte puțin. Așa că dă un like chiar acum ca să extindem cercul ăsta cât mai mult pentru următorul episod. Plus că pentru clipul ăsta am stat peste 3 ore, deci eu chiar zic că merită pentru munca depusă. Și haideți să vedem cât de mult ne-am extins în episodul de astăzi și ce am reușit să facem. Și desigur nu uitați că tocmai ce am scos o nouă colecție de Crăciun pe lookaluk.ro împreună cu câteva produse noi foarte, foarte mișto. Aveți primul link în descriere. Fraților, am revenit aici în pătratul nostru din Minecraft. Știți că am început această serie de survival unde suntem prinși într-un pătrat și doar voi puteți să mă ajutați ca să mărim acest pătrat, cerc, cum vreți voi să-i spuneți. Adică, bine, e un pătrat, dar poate seamănă puțin cu un cerc dacă închizi un ochi și mai închizi încă un ochi și ce se întâmplă. Oh my god, no. No, no, no. Deci eu n-am chef de tine la începutul clipului. Pleacă de aici. No, no. Bă, rămâi acolo. Așa, gata, rămâi acolo. Și v-am spus că la fiecare 500 de like-uri acest cerc pătrat, cum vreți voi să-i spuneți, se va mări cu câte un bloc în fiecare direcție. Și surprinzător, ați dat foarte, foarte multe like-uri, fraților, și vă mulțumesc din suflet, pentru că chestia asta o să ne ajute foarte mult astăzi. Adică uitați-vă și voi cât spațiu avem acum, ok? Deci uitați-vă că am marcat aici fiecare colț cu câte o piatră din asta. Și așteptați 2 secunde. Fraților, eu zic că ne-am extins destul de mult. Deci uitați-vă la chestia asta. Fix aici venea colțul de la pătratul vechi și acum uitați-vă unde am ajuns cu el. Oh my god, uitați-vă cât spațiu avem. Și spațiul ăsta, vă dați seama că este și jos în mine. Și acolo o să avem multe chestii de găsit. Și pe aici, pe afară, măcar acum avem mai mult spațiu să ne facem și o fermă și multe alte chestii pe care voiam să le facem în ultimul clip, dar nu prea am avut spațiu și am avut destul de mult ghinion. Trebuie să terminăm și casa asta. Avem foarte, foarte multă treabă astăzi. Și dacă vreți să continue seria asta și să ne extindem și mai mult și să facem construcții mai șmechere, să avem mai mult spațiu, să explorăm mai mult și chestii de genul, dați vă rog frumos un like, pentru că nu vă costă nimic și pe mine chiar mă ajută, pentru că ne extindem cercul ăsta pătrat foarte, foarte mult. Adică uitați-vă și voi cât spațiu avem acum, pe bune, și deja se înserează și eu n-am făcut nimic. Și da, am înțeles, ok. Trebuie să trecem la treabă, fraților. În clipul de astăzi o să avem 3 scopuri principale. În primul rând, vreau să facem casa asta mai locuibilă, pentru că e vai de capul ei. Adică uitați-vă și voi că nici nu poți te duce aici la etaj și acolo nici măcar nu avem glass, nu avem nimic, nu avem bandă, geamuri, e vai de capul ei casa asta. Deci ăsta ar fi primul scop. După aceea, scopul numărul 2 este să facem rost de o resursă de mâncare, pentru că după cum vedeți, murim de foame de la începutul clipului și nu prea am ce să mănânc, sincer, bine, n-am nimic în inventar, dar am doar rotten flesh să mănânc și trebuie neapărat să facem rost de o fermă. Dar ca să facem o fermă, trebuie să luăm apă. Și aia e altă poveste, o să mergem în mină să facem rost de niște apă. Și numărul 3 și cel mai important, sau unul dintre cele mai importante, că și ăla cu mâncare e important, ar fi să ne facem o armură, fraților, pentru că suntem prea ușor de omorât, adică pe bune, dacă vine un schelet îmi dă 2 săgeți și o să mor. Deci da, astea sunt scopurile noastre pe clipul de astăzi. Și acum haideți să începem cu casa asta, pentru că este oribilă și știu ce am putea face. În primul rând ne trebuie niște lemn, așa că mă duc să iau niște lemn și o să sper să nu mor. Cât iau lemnul ăsta, mamă, trebuie să punem mai multe torțe acum că s-a extins asta. O să ne trebuiască lemn în primul rând, pentru că vreau să fac o scară ca să putem și noi să ne urcăm acolo la al doilea etaj, să facem acolo un spațiu de storage, adică un spațiu cu chesturi ca să putem să ne punem itemele. Și vreau să mai punem la geamuri, loc de geamuri, pentru că momentan nu avem nisip. Vreau să punem, cum se numește, trapdoor. Mi-a spus voi în comentarii să punem trapdoor-uri în loc de geamuri și sincer chiar mi se pare o idee destul de bună. Deci dacă noi facem acum niște trapdoor-uri așa frumos și după aia facem și niște scări, pentru că de ce nu? Deja casa asta ar trebui să fie mult mai bună decât era mai devreme. Deci în primul rând putem să urcăm aici frumos. Bine, aici arată destul de ciudat spațiul ăsta, dar o să vedem ce facem cu el. Și după aia putem să facem așa. Nu este cea mai bună metodă
metodă, adică nu este cea mai șmecheră chestie pe care puteam să o facem, dar momentan cred că cam atât avem, pentru că decât să n-avem deloc geamuri, adică mai bine așa, stai așa, treptul ăsta, ai că stă bine, e bine. Gata, mă, deci cam așa arată geamurile noastre, sunt de buget, dar merg și ele, ești de bun. Doamne, deci uitați-vă cum arată casa asta, de arată prea troll, frate. Ok, și acum să vedem ce putem să mai punem înăuntru. Ok, fraților, o să zic că primul scop pe astăzi este cât de cât îndeplinit, adică casa arată puțin mai bine, am organizat-o puțin aici, avem două furnace-uri, am făcut și niște smooth stone din ăsta, smooth stone slab, ca să putem să facem blast furnace, doar că nu avem iron, suntem vai de capul nostru, deci eu chiar nu prea am găsit iron, și aici sus am mai făcut un model drăguț, mi se pare că arată decent cu ce avem momentan, deci casa este, e ok, este locuibilă, doar că nu avem pat momentan, cam asta e ideea, suntem foarte, foarte, foarte săraci în secunda de față, și acum vreau să mă aventurez eu puțin, cred că mă așteaptă un prieten de-al meu aici, gen, da, e un prieten de-al meu, oh, stai că mi-a venit o idee bună rău de tot, bro, stai că am o idee genială, eu mai am un singur din ăsta de iron și pot să-mi fac scut care mă ajută mult prea mult în jocul ăsta, ok, deci ăsta este tot ironul pe care l-am găsit, fraților, am făcut doar o găleată ca să putem să aducem apa aici, să ne facem o fermă și am mai rămas cu un singur iron pe care vreau să-l fac acum scut neapărat pentru că sigur o să ne ajute și ne aventurăm să găsim și noi apă să ne facem al doilea obiectiv care este ferma și după aceea va trebui să ne facem și o armură. Ia vedeți, fraților, aici cât loc avem în plus, parcă e altă viață, deci da, am și niște prieteni aici, dar fiți atenți de ce mi-am luat eu acest scut la mine, pentru că este cel mai OP item din joc, uitați-vă cât de... Bă, de unde a venit mă și ăla? Doamne ferește, mi-a bubuit și scara pe aici, ok, deci da, cred că o să fie interesant, uite, măcar putem să ajungem înapoi, mi-a bubuit băieții tot locul pe aici, avem două inimi, nu avem mâncare, dar noi ne descurcăm, măcar avem din ăsta de zombie, hai să vedem să facem și noi rost de apa aia, frate, că mă chinui de când eram eu mic să am niște apă în jocul ăsta. Deci, fraților, am în vizor această apă și eu nu plec de aici fără apa asta și apropo, am băgat resource pe cu... Oh my god, care ești mai aici? Am băgat resource pe cu ăsta ca să putem să vedem ceva, ca să vedeți și voi pe clip, pentru că dacă e prea întunecat Minecraft-ul, pe clip nu se vede absolut nimic și am zis că, bă, știi ceva? Aie, nu trișăm pentru că este doar pentru clip, fraților, ok? Este doar... avem și spawner acolo, ok, hai să mergem repede să luăm apa. Vreau doar apa asta, vă rog, e tot ce-mi doresc de când eram eu mic să iau niște apă, gata, am luat apă, putem să ne facem fermă, mă duc acasă, doamne, ce e aici, gata, am plecat, nu, gata, m-am dus, gata, am plecat, pa! Ok, fraților, știu că este cringe că avem doar o singură din asta de apă și nu putem să avem apă infinită momentan, dar atât am putut să găsesc, ok? Este de apreciat că în sfârșit avem și noi o mică fermă, chiar dacă este super, super mică și chestii de genul, dar lasă că o să ne extindem noi, o să mai găsim pe viitor apă, dar aveam neapărat nevoie de mâncare, mamă, dar s-a extins ceva, deci chiar vă mulțumesc de like-uri și sper că ați dat și la clipul ăsta like, pentru că, bă, chiar avem nevoie mare rău de tot să ne extindem și este un început și ferma asta, deci am mai completat încă un gol pe astăzi, am făcut rost și de fermă, casa este cât de cât terminată așa pentru început, adică, bă, e mai locuibilă acum, casa chiar este ok, ar trebui să ne facem și un pat ca să fie cu totul gen chiar full să fie ok și trebuie să mai mergem la minat să ne facem o armură pentru că totuși sunt foarte, foarte fragil momentan și scutul ăsta nu o să țină la infinit, dar măcar am făcut rost de mâncare, ceea ce este un început măcar. Îmi pare rău, fraților, dar chestiile astea cresc extraordinar de greu. Le-am dat eu cu niște bone meal, dar încă nu prea ne permitem să ne facem mâncare și nu prea pot să mă duc la minat așa fără deloc mâncare și cu puțină viață și chestii de genul, așa că va trebui să ne mai sacrificăm pentru o ultimă dată. Știu că nu este un lucru prea onorabil să-l faci pe Minecraft, dar sincer, nu prea avem opțiune, așa că nu pot să cred. Bă, o inimă pe bune, faci mișto de mine. Ok, dubla 2, gata. Acum chiar s-a terminat, ok? A trebuit să mă omor o dată, fraților, pentru că efectiv, gen, nu aveam ce să mai fac, pur și simplu, dar de acum încolo nu mai fac chestia asta, gata. Bine, n-am făcut până acum intenționat deloc, adică până acum m-au omorât mobii, dar de acum o să avem și noi fermă, nu mai avem treabă cu mâncarea și da, acum ne trebuie neapărat o armurică. Și sincer ar fi perfect să mai găsim și încă o apă. Dacă mai găsim încă o apă, să ne facem și resursă din aia infinită de apă, ar fi chiar perfect, dar deja cred că visez deja, sincer, la... Mamă, stai așa. Ia vino, bă, creeperule, ia ajută-mă tu aici. Asta zic, da, mă, tată, creeperii și mai buni prieteni. Și fiți atenți că dacă dați câteva like-uri, o să putem să luăm și noi aerul ăsta de aici. Deci, vă rog, nu știu câte like-uri ne trebuie, câteva mii de like-uri, nu știu, vreo 3000 de like-uri, nu știu câte blocuri sunt aici, dar vă rog eu mult, dați și voi un like, să iau și aerul ăla de acolo. Mulțumesc frumos dacă ați dat. Deci, chiar m-a ajutat mult rău de tot. Ok, fraților, să înceapă aventura. Doar am nevoie de niște iron, vă rog frumos. Nu vreau mob,
mobi. Ok, am găsit un creeper. Bine, e perfect, vino încoace. Sper că n-ai prieten pe aici. Ok, a bubuit. Vreau și eu niște. Bă, de ce nu se găsește niciun iron nicăieri? Deci voi, uite-l unde e ironul, frate. Faci mișto de mine. E în afara zonei, fraților. Bă, n-am niciun iron pe aici și vreau să mă fac full episodul ăsta. Faceți mișto. Ia, uite-l pe ăsta. Faceți mișto de mine. Ăștia cred că păzesc iron-ul. Fiți atenți că ăștia păzesc iron-ul de mine. Ia uite pe ăștia ce trag. Doamne, nu știu cât mă mai ține scutul ăsta. În stilul ăsta nu mult. Nu mă mai ține mult scutul. Ia, hopa. Ia, fii atent aici, băta. Hai, bă, nu pot să cred. Mamă, vai de capul meu, vai de capul și de zilele mele. Uitați-i pe ăștia aici ce au cu mine. Au ce au cu mine, frații mei, și o să ducă scutul ăsta într-o bună zi. O să ducă, eu vă zic. O, mamă, pleacă de aici. Bă, m-am săturat, iară mor, uite-te și tu, am jumătate de inimă, deci nu mai suport, fraților. Mănânc numai rotten flesh, mor aici, nu găsesc un iron. Bă, ce e, mă, cercul ăsta, e un cerc blestemat ăsta. Uite-te și tu, redstone am eu aici, atât. Vai, nu pot să cred, deci mie nu-mi vine să cred. Wow! Genial. Deci vreau să vă spun că abia am ajuns aici să-mi iau itemele și deja iară sunt pe moarte. Deci mina asta este blestemată, nu are niciun fel de iron și o să plec de aici și o să caut în altă parte. Pe aici nu știu dacă am fost. Ia să vedem, pe aici absolut nimic, vă dați seama. Uite iron-ul, uite unde este, frate, era fix, toamne, fix în zonă, tot iron-ul este. Ok, trebuie să mergem în altă parte pentru că mina asta este blestemată. O să încerc să mă duc un strat mai sus pentru că acolo s-ar putea să mai avem ceva noroc. Aici e jale, sincer, nu mai pot să mai rămân aici că mor iară. Bune. Oh my god, fraților, uitați-vă ce am găsit aici. Voi vedeți și văd și eu iron pe bune pe care pot să-l iau eu cu mâinile mele, dar sunt 100.000 de monștri aici. Exact asta am găsit. Ok. Bun, apă nu avem la noi pentru că știm cu toții că e secetă la mine cu apa. Deci trebuie să facem cumva să luăm iron-ul ăla de urgență. Nici nu mă mai interesează de armură full. Stai ca marc și săgeți, bro. S-ar putea să putem face ceva cu arcul ăsta. S-ar putea să mai scoatem din monștri cu arcul ăsta. Fiți atenți aici. 3 săgeți am dat pe ăla. Ok. Mamă, uite, ăștia mă enervează pe mine, scheleții. Deci scheleții chiar vreau să-i scot neapărat. Doamne, deci eu vreau. Și avem și mineshaft aici. Ok, e perfect. Deci eu dacă mai mor o dată, nu mă mai joc seria asta cu cercul. Eu vă zic de pe acum. Ok, hai să mergem pe sus aici ca să mergem mai safe. Să vedem dacă găsim ceva pe acolo, pe la mineshaft-ul ăsta. Doamne, ferește, uite-i pe ăștia aici cât sunt. Mai am 2 păinici, fraților. 2 păinici am eu rămase pentru această aventură și se pare că nu este nimic aici. Ok, mi-am luat o mare țeapă. Bun, deci, oh my god, de unde trage, frate? De unde? Chiar sunt curios de unde trage. Legit nu știu de unde a tras, pur și simplu nu am idee de unde a tras acel băiat în mine schelete. Nu știu dacă e băiat sau fată schelete, dar un schelete a tras în mine, nu știu de unde. Ok, fraților, am ajuns aproape de iron, dar văd că am niște prieteni care stau aici, dar măcar știm că suntem aproape de iron. Dacă minăm în jos acum, s-ar putea să avem o șansă, dar trebuie să mă feresc de locuri în care ar putea ăștia să dea mine, că uitați-vă și voi. Mă, uite-l pe ăsta aici acum, așteaptă fix iron, mă așteaptă al meu. Deci era fix iron, ați văzut și voi? Doamne, deci e imposibil să iei iron pe lumea asta de Minecraft, eu vă zic. Fraților, ia uitați-vă, am reușit să... Nu pot să cred. Ce credeați că se termină aici? Mi-am făcut destule, că ne-am dus acasă, ne-am făcut pâinică, ne-am făcut astea. Bun. Deci în sfârșit avem iron. În sfârșit, după 100.000 de ani, am ajuns la iron-ul ăsta de aici. Ok, o bucată. Ok, 2 bucăți și mai văd acolo. Ok. Mai luăm. Dar stați așa un pic. Deci avem 2 bucăți de iron momentan. Bă, mai bine decât nimic. Știu că e. Ia uite-l pe ăsta. De unde a venit mâncat? Mamă. Mi-am dropat ăsta. Ok. Hai că se poate să luăm și iron-ul ăla. Ce full armură să faci, bă, clipul ăsta. Ok, mă duc, nu mă interesează de nimic, vreau iron-ul, l-am luat, era doar unul, nu pot să cred că era doar unul. Ia, se bat între ei, ok, să așa că poate mă mai uit pe aici repede prin zonă, că nu știu ce se mai întâmplă, mai de capul meu, nu, cred că plecăm. Ok, am făcut rost de 3 bucăți de iron într-o oră de când mă joc pe lumea asta, o oră! Ia, vedeți, fraților, aici, am făcut mare tunel și am mai găsit încă câteva bucăți, dar asta e în zonă, nu. Hai, mă, faceți mișto. Uitați-vă, dacă se mai strângeau 500 de like-uri la ultimul clip, puteam să minăm iron-ul ăsta. Și acum nu mai putem să-l minăm. Wow, cât de trist. Uitați-vă că era mult rău pe partea asta. Deci uitați-vă cât iron este pe partea cealaltă. Wow, pe bune. Bă, pentru câteva like-uri, fraților. Deci dacă dați un like, uitați ce diferență puteți face. Fraților, am găsit încă un cave și ia, vedeți aici, victorie. Bine. Ia,
uite-l pe ăsta aici. Hai că ai venit să-mi strici tu tot cheful, nu-i așa? Ai venit tu repede. Ai venit tu la Iron-ul meu aici să-mi strici tot cheful și tot clipul. Gata, hai că se poate. Facem rost de Iron. Gata, uitați-vă că aici avem mai mult. Bine, mă. Hai că se poate. Let's go. Ia uite așa, dăm tot. Fraților, deja am reușit să găsesc dita mai cave-ul aici, dar cred că m-am aventurat cam mult. Și mi-e cam frică, sincer. Mi-e cam foarte frică de ce se întâmplă aici și nu prea m-aș mai aventura, dar tot nu avem destul Iron, deci cred că trebuie să mă aventurez, sincer, dar cu mare, mare grijă. Ok, fraților, nu am ajuns într-o poziție prea bună, sincer, să fiu acum unde sunt, dar nu mai pot să mai dau înapoi, deci mă duc. Mă duc, efectiv, unde o fi, mă duc și facem, uite, așa și gata, lăsați-mă în pace. Oh my god, deci am ajuns super, super jos, nu știu la ce nivel suntem. Minus 32 suntem în secunda de față, ok. Poate găsim niște diamante, totuși. Am putea găsi niște diamante și cred că o să fac un furnace ca să ne facem și un pickaxe de iron, dacă tot am ajuns până aici. Bine că mi-am luat niște din ăsta cu mine. Bă, nu știu, dar la început așa e pe Minecraft. Trebuie să stai în cave-uri, mai ales aici, vedeți cât de greu e. Pentru că puteam să mă fac full iron până acum, dacă puteam să merg peste tot, dar ați văzut că cercul ăsta. Mamă, și nici n-am cărbune. Bro, deci n-am găsit nicăieri cărbune. Acum mi-am dat seama, vai. Ok, o să fie o problemă chestia asta, o să fie o mare problemă că n-avem cărbune. Pentru 3 bucăți cred că o să ne folosim lemnul și aia e, că măcar avem niște sticuri la noi. Mamă, dar suntem nașpa rău de tot. Ok, măcar am dat doar 2 bucăți. E ok, am dat doar 2 bucăți de din ăsta de lemn și putem să ne facem și noi un pickaxe de iron. Hai să vedem măcar dacă găsim acum niște diamante. Ar fi destul de ok, pentru că nu prea am avut noroc, sincer, cu clipul ăsta și cu seria asta până acum, pentru că am dus-o foarte, foarte greu și chiar m-am chinuit și m-am jucat mult și degeaba, mi se pare, efectiv. Deci ar fi perfect să găsim niște diamante, mai ales că suntem la stratul unde ar trebui să găsim diamante cât de cât, destul de ușor. Și sincer, cred că mănânc să-mi fac viața și mă aventurez direct, nici nu mă mai interesează, ești nebun. Ok, fraților, eu mă duc, nu mai contează. Hai să ne uităm repede prin jur. Pe aici nimic, avem aici niște redstone. Oh, bă, asta e mina unde era mai devreme cumva. Bro, am ajuns în aceeași mină unde era mai devreme, nu pot să cred. Oh my god, cât de mult urăsc jocul ăsta, nu mai vreau. Fraților, vă zic cu toată sinceritatea că mie îmi vine să mă las de seria asta. Deci efectiv este extraordinar de greu. Știu, poate n-am reușit să facem prea multe clipul ăsta, dar efectiv mi-e foarte, foarte greu. M-am jucat foarte mult și n-am reușit să fac nimic. Și acum mi-am dat seama că eu de fapt aveam căul. Noi luasem căul din clipul trecut și l-am uitat în furnace aici și l-am găsit acum. Deci măcar știm că aveam căul măcar. Dar efectiv, bă, tot ce fac, gândiți vă că gen voi nu vedeți toate chestiile astea pe clip, dar trebuie să mă duc să-mi iau itemele din 100 de miliarde de blocuri în jos, să mă duc să minez iară după iteme, după aia iară poate mai mor o dată, după aia iară mai găsesc ceva, iară mai caut chestii, iară mor. Bă, deci am murit cred că de 100 de mii de ori pe seria asta până acum. Deci sincer vă zic că e foarte, foarte greu. Adică efectiv, astea sunt primele bucăți de iron de care am făcut și noi rost mai ca lumea și nu știu, cred că o să-mi fac o parte de armură. Cred că ne facem un chest plate sau ceva, habar nu am. Ia, ce se întâmplă aici? Uite și tu, a venit și ăsta cu lamele, mi-a băgat lame aici, ești nebun. Uite-l pe ăsta invizibil. Mă, tu ce cauți aici? Pleacă de aici. Deci uitați-vă și voi, Doamne, deci bă, merge prost rău de tot, e foarte, foarte greu să te joci așa. Efectiv, nu știu, o să mai fac un nici nu știu care rost să fac asta, dar oricum nu mai contează acum, chiar nu mai contează. Deci am făcut o parte de armură, mi-au un crafting cu mine, îmi iau niște d-astea, vreau să-mi fac și niște torțe, ca să mai punem torțe prin mine și așa. Mai trebuie să mai luăm niște lemne, mai trebuie lemn să avem jos. Dar efectiv mai încerc o singură dată să fac rost de chestii, dacă nu, cred că termin seria așa e, pentru că nu putem, frate, să ne descurcăm, nu știu. Mai încerc o dată să mă duc în mină, pentru că eu chiar sunt pe cale să renunț, efectiv, nu știu. Trebuie să văd o mare susținere la clipul ăsta ca să ne mai jucăm, sincer, că e foarte, foarte greu, fraților. Fraților, mi-am pregătit aici un inventar, nu știu ce o să iasă, dar eu mă duc în aventură la o ultimă partidă de minat. Dacă nici acum nu o să meargă treaba, nu știu, uite, mi-au și niște căul cu mine în caz că ne trebuie să facem ceva iron pe acolo prin mină. Dacă nici acum nu merge, nu știu. Mi-am dat, uite-l pe ăsta, din prima. Am început bine, am început perfect. E perfect ăsta, nu știu unde a apărut, dar vrea și el să vină aici, ești nebun. Doamne ferește. Dacă nici de data aceasta nu reușesc să fac ceva, eu v-am spus, nu mai pot, pentru că e super, super greu. Sunt prea mulți mobi. Știu că nici nu prea am pus torțe, dar n-am când să mă bat cu atâția, adică efectiv și când am pus torțe, tot s-au mai spawnat și chestii de genul. Ae, nu știu, mi-am făcut și o armură asta pe mine. Avem câteva chestii, hai să vedem. Fraților, cred că am dat lovitura
deci nu se poate. Nu știu unde a fost ăsta până acum. Habar nu am unde a fost Iron-ul ăsta, dar l-am căutat toată viața mea. Deci nu mai pot. Deci, bă, eram la un pas să înnebunesc complet. Doamne ferește, ok, gata, dăm încoace. Hai, dăm 200.000 de bucăți, că nu mai pot. Mai mult, mai mult. Nu, de ce așa puțin, că nu mai pot. Ok. Bun. E totul chill, e totul chill. Începem să punem și noi din astea. M-am bătut cu câțiva creeper pe aici. Noroc cu creeperii ăștia, că cumva sunt enervanți, dar sunt cei mai ok, cred că creeperii, pentru că mamă, stai. Bă, abia te lăudam, frate. Sunt cei mai ok pentru că poți să-i barezi ușor cu scutul și te scapă și de mulți mob, dacă sunt mai mulți mob, știi ce zic? Și ia să luăm și ăsta, dacă ia. O, mai e fier aici. Hai mă că e bine, hai că e bine. Deci te ajută creeperii ăștia pentru că te scapă și de alți mob și sincer urăsc scheleții. Deci după clipul ăsta și mă rog, oricum, mamă, cât e aici. Oricum mai am eu experiențe proaste cu scheleții, fraților, dar după clipul de astăzi, bă, urăsc scheleții din Minecraft din toată inima, merge, nu vă exagerez absolut deloc. Bă, nu mai suport scheleții din Minecraft, fraților, nu mai pot. Efectiv, gente, bă, și nu vin unul, vin 100.000. Dacă mai reușim să găsim o dată de două ori iron, deja suntem regi, efectiv. Deci chiar suntem regi dacă mai găsim de câteva ori, gata, am și armură, am tot ce-mi trebuie. Uite ce ziceam, vine ăsta să-mi strice mie toată distracția. Doamne ferește, cât urăsc mobul ăsta. Deci nu, n-ai cum, deci cu mobii ăștia. Bă, deci să mai văd eu vreun schelete, că înnebunesc efectiv. O, prietenul meu, ce faci, tată, ce dormi, era să mai văd un schelete, că n-am mai văzut de mult, că mi se sparge și scutul. Imediat mi se sparge scutul, nu știu unde am ajuns. Am mai fost pe aici? Nici nu știu dacă am mai fost, am fost în atâtea mine că am înnebunit și nu am găsit iron aproape nicăieri. Cumva. Deci cumva eu am fost în 100.000 de locuri, dar iron zero. Bine că îmi dă redstone. Da, tată, redstone. Îți dai seama că îmi trebuie redstone, gen. Mersi foarte mult că te gândești la mine să-mi dai redstone. Ia. A, e întâlnirea scheleților aici. Am înțeles. Ok. Iron-ul ăsta îmi face cu mâna aici, scheleții aia trag după mine, viața e frumoasă, frate. Ia uite aici, iară sunt ăștia. Am înțeles, mă duc să sap în joc. Nu mai vreau. Pune deasupra, gata. Nu mai vreau să mai văd niciun schelet. Mai bine sap în jos și cad în lavă, nici nu mai contează. Dacă cad acum în lavă, șterg clipul, nu mai zic nimic. Am minat, fraților, și am reușit să găsesc iron. Deci am minat efectiv random și nu-mi zic că e doar unul, că nebune. Bă, faci mișto. Nu, deci nu faci mișto. Halul ăsta de mine. O singură bucată. Ba nu. Doamne, nu că nebuneam. Pă bune că ia, am ajuns la bedrock. Na, că am ajuns la bedrock. Am găsit 3 bucăți lângă bedrock. Doamne, deci uitați-vă și voi, cel mai nenorocos jucător de Minecraft din lume. Măcar bine că am găsit iron-ul acolo. Hai că nu mă plâng. Măcar am găsit iron, cred că avem armură totuși. Totuși cred că avem armură. Bă, și niște diamante, dacă tot sunt aici. Nu, cred că un bag să sap și pentru diamante. Dacă tot suntem aici, aia, săpăm așa random până găsim și niște diamante, că n-am venit degeaba aici, ești nebun. A, dar acum mi-am adus aminte că noi suntem blocați în cerc, adică nici nu avem atât de mult cât să săpăm după diamante. Dacă nu avem diamante pe aici, că n-am ce să fac. Efectiv, chiar nu am ce să fac dacă nu găsim diamante pe aici. Doamne, cum ar fi să nu găsesc diamante, că nu mai pot. Mă, știi ceva? Ia să mă pun eu să-mi fac iron-ul ăsta aici, dacă tot așa. Nu de alta, dar, pe bune, dacă tot stăm aici și minăm, hai să mi se facă și mie armură, să nu mor la întoarcere eventual. Oh my god, în sfârșit, nu pot să cred cât v-am căutat toată viața mea. Veniți încoace diamantele mele, că nu mai puteam efectiv. Și câte? Gata mă, nu mă mai plâng, fraților. Nu mă mai plâng, am găsit și diamante. Uite-le mă unde mă așteptau ele pe mine. GG, fraților, 8 diamante, let's go. Bine că m-am gândit să sap în sus, că eu săpam așa în părți și la un moment dat am zis hai mă să sap și în sus, uitați-vă și voi, săpam așa. Și Doamne ferește, bă, bine că am luat, hai să luăm și niște redstone. Nu știu la ce ne trebuie, dar hai să luăm în caz că ne trebuie vreodată, ca să nu mă întorc, ca să îl iau dacă am nevoie, să avem câtva acolo. Da, nu știu dacă vreau să mai caut, poate mai spar câteva blocuri așa la mișto, să vedem dacă mai găsim vreun diamant, dar Doamne ajută că măcar a ieșit ceva din clipul ăsta, că am reușit să facem ceva, să progresăm măcar puțin. Dacă mai vreți clipuri, v-am spus, dați multe like-uri ca să extindem și noi cercul ăsta și să vedem ce putem face în seria asta, că bă, a fost oh my god, bă, ce noroc la final acum. Oh my god, let's go. Da, diamante multe. Doamne, vă mulțumesc, fraților, că ați dat like, că știu că ați dat like și de-aia au venit diamantele, că ați dat voi like. Bine, bă, băiatule, asta vreau să văd, mai săpăm și în sus, poate. Și încă o dată diamante. Oh my god, și
Fii atent că e unul. Cum e, mă, doar unul? Stai așa. Oh, mai sunt. Ah, dar nu-mi zic că sunt în zonă. Sunt în zonă, diamantele? Nu sunt. Unde sunt diamantele? Nu mai e deloc. Erau doar două, lol. Ah, ok, măcar nu sunt în zonă, că după aia mă ofticam. Bine că puteam să le luăm mai încolo după clipul ăsta, dar nu mai contează. Hai că e bine, nu, am luat destule diamante. Hai să mergem și noi acasă, că e jale. Gata, fac drum în sus și gata, că nu mai am nici pickaxe să mai iau diamante. Am făcut 16 diamante. Eu mă mulțumesc. Chiar zic să rămână. Mergem acasă și facem, vorbim acolo acasă, că nu mai pot. Am reușit, fraților. Am ajuns acasă și oh my god, nu mai suport cât am stat să filmez clipul ăsta. Deci chiar am înnebunit, pur și simplu am înnebunit. Și nu. Nu pot să cred. Mi-am lăsat tot iron-ul jos. Nu, de ce s-a așa prost? Mi-am lăsat jos tot iron-ul, că știți, am zis chestia aia. Oh my god, am zis că se face iron-ul până plec. Trebuie să mă întorc. Nu, faci mișto de mine. Oficial, ca să filmez clipul ăsta a durat mai mult de 3 ore, fraților. Deci chiar aș aprecia un like. Știu că am cerșit like-uri, cerșit, cum s-ar spune, că așa facem noi youtuberii, dar sincer chiar nu mă interesează, pentru că chiar am stat super super mult și chiar nu mai pot efectiv. Ok, hai să punem și asta la făcut. A trebuit să mă întorc până la stratul cel mai de jos ca să vin înapoi sus cu iron-ul rămas, pentru că n-aveam cum să luăm iron acum la final de clip. Cam asta este tot ce am minat eu, plus minus că am aici folosit blocuri. Am minat o grămadă oricum și gândiți-vă că blocurile astea se minează foarte greu. La un moment dat am și aruncat și niște blocuri. Deci astea nu sunt chiar toate blocurile pe care le-am minat, dar mi s-a luat efectiv de minat, fraților. Mi s-a luat de minat și de explorat și de toate chestiile astea. Hai să vedem până la urmă ce am reușit să facem. Avem și noi armură full sau nu avem armură full? Și cred că răspunsul este că avem în sfârșit armură full iron și avem și niște diamante pe care o să vă las pe voi să-mi spuneți în comentarii ce să facem cu ele, dacă să ne facem armură, să ne facem enchanting, ce să ne facem în următorul clip. Bine că am reușit toate obiectivele măcar, ne-am făcut armură full, ne-am făcut și o fermă, adică o sursă de mâncare, care este mai mult sau mai puțin eficient, adică măcar avem ceva ce mânca acolo, nu este super mult, dar măcar e acolo și chiar ne ajută decât nimic. Adică nu mai voiam să mai sar de la 100.000 de blocuri să mă omor de fiecare dată când mi se face foame. Deci și asta este un plus unde am pus astea. Deși uitați-vă și voi că am făcut două pâini când am cules-o. Acum trebuie să stăm super mult până crește ferma aia. Mă rog, nu mai contează. Și am făcut rost și de niște diamante. Nu mă așteptam să facem rost de chiar așa multe diamante, dar chiar am avut noroc. Am făcut și un pickaxe de diamant ca să spargem mai repede să plecăm. Nu vă mai nebunesc, ăsta a fost ziua 2, cum ar veni clipul 2 cu cercul unde suntem blocați. Știți regula, la fiecare 500 like-uri se mărește cu câte un bloc. Și da, cam așa arată și casa, cam așa arată și ferma, cam așa arată și armura. Le-am făcut pe toate clipul ăsta. M-am și enervat, am zis că nu mă mai joc niciodată. Trebuie să ne facem și un pat, avem foarte multă treabă pe viitor. V-am pupat și ne auzim și eu pe data viitoare. Pa, pa!